Bine v-am găsit pe tutoriale video, eu sunt Dragoș și în cele ce urmează o să vedem cum putem să administrăm pagina noastră de Facebook de pe telefon folosind aplicația Page Manager. Eu am instalat această aplicație, o găsiți în magazin Play, o căutați și o instalați, după care vă autentificați în aplicație cu contul dumneavoastră de Facebook, va apărea aici pagina pe care o administrați. Interfața este simplă, puteți să publicați o postare apăsând aici pe Publish sau pe acest buton din mijloc, puteți să faceți o campanie de promovare, de asemenea puteți să dați boost la anumite postări. Dacă dăm tap aici, vedem postările care sunt deja publicate, iar dacă dăm aici pe Publish și alegem Schedule, vom vedea aici postările programate. În cazul în care nu avem nicio postare programată și dorim să programăm o postare, apăsăm pe Schedule Post, scriem aici o descriere, la Photo Video dăm tap și adăugăm o poză sau un videoclip, după care dăm pe Next și, la fel ca în browserul de pe calculator, avem posibilitatea să setăm data și ora la care să se publice această postare programată. Dacă mergem pe acest buton, aici vedem mesajele și comentariile de pe pagina noastră, mesajele private și comentariile de la postări. Dacă dăm tap pe aceste puncte, și de aici putem să lansăm campanii de promovare pentru pagina noastră, putem să facem evenimente și așa mai departe. Avem și acest buton de setări. Câteva setări minimale, nu sunt chiar toate setările pe care le găsim în browserul de pe calculator, însă cu ajutorul acestor setări putem să ne administrăm în mare parte pagina, mai ales dacă suntem plecați și nu avem la îndemână un laptop sau un calculator, ne putem descurca și cu această aplicație. Cam asta am vrut să vă arăt în tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!